What's up, eu sunt Iani și astăzi o să vorbim despre cum am făcut 100% și 100% de lux. Let's go! Ești mulțumit de cum merge 100% până acum? Bă, 100% a mers chiar mai bine decât mă așteptam. Am fost locul 3 pe Apple Music și încă sunt top 15, top 20 în momentul de față, gen, și e foarte crazy. Noi când am scos alte materiale, de exemplu, n-am fost în top 10 niciodată, dacă 100% am fost în top 3 și a fost foarte crazy pentru mine. Deluxe, momentul filmării, nu știu cum merge cu el, pentru că încă nu l-am scos. Dacă n-o să vedeți voi clipul ăsta, e deja scos. Okay. E crazy, 100%. Și la 100% de lux am muncit destul de mult, m-am chinuit. Am început să lucrez la el din martie. It's pretty crazy, am muncit destul de mult pentru 5 piese. S-a meritat, mie mi-a plăcut foarte mult piesele astea. Cred că sunt cel mai tare piese pe care le-am făcut vreodată. În opinia mea. La ce piesă a fost cel mai tare vibe când ai înregistrat? Toate piesele de pe deluxe au avut câte o poveste tare în spate. Toate au fost speciale în modul lor. La fiecare e câte ceva special, sincer. De exemplu, la prima piesă de pe album, Situație Bizară, n-am făcut-o pe toată deodată, gen, am făcut în prima zi, am făcut primul vers, peste o săptămână am făcut refrenul, peste încă o săptămână am făcut al doilea vers și tot așa, gen, pentru că, nu știu, am făcut piesa, pur și simplu am făcut primul vers și mi-a plăcut așa de mult, dar n-am mai continuat, mi-am adus aminte de piesă peste câteva zile, peste câteva săptămâni, așa, și am zis, n-am cum să o uit, să o las acolo, știi, și gen. Așa s-a terminat piesa. Și sincer, a fost mult mai bine că am făcut așa o bucată câte o bucată la două săptămâni, o săptămână, pentru că nu m-am grăbit. Am făcut-o, mi-a ieșit fix cum am vrut, clipul la fel, l-am muncit o grămadă, cred că e 100% cel mai muncit clip al nostru. Am muncit toți la el. Shoutout Radu, Geleu, Umberto, NMU, everything. Shoutout toată lumea. A doua piesă de pe album, încă nu știu. Am o piesă Tetris cu Umberto și încă una Shanghai tot cu Umberto, încă nu știu pe care să o pun pe album. Voi când vedeți clipul ăsta deja știți care e pe album, care nu e. Și cealaltă vreau să o scot solo, gen single ca și. Bă, dintre astea două, eu aș vrea mai mult să fie Tetris. Dar oricum ambele ies, gen, 100% ambele ies. Una cu clip, una pe deluxe. Și eu aș vrea mai mult să fie Tetris pe deluxe și Shanghai cu clip. Ies ambele 100%. Gen. A treia piesă e cu Lino, Vedeni. Bă, piesa asta am făcut-o mai de mult, pe la sfârșitul 2020. Pur și simplu mi-a plăcut foarte, foarte mult Lino, shoutout Lino, că s-a băgat, s-a alăturat el pe deluxe. Piesa pentru mine are aproape un an, dar fără versul lui. E all pentru mine, dar e new pentru voi. Dar oricum e un banger 100%. A patra piesă de pe deluxe e Campion cu Astea. Dar nici măcar nu știu dacă se numește Campion sau Eliante. Ia ziceți voi acum repede. Cum e mai tare? Campion sau Eliante? Un bici. Eliante? Eliante îmi plăcea mult cum sună și Campion. Aveam eu o idee de clip tare rău de tot. Că vorbesc și nu știu, știi ce zic? Poate este deluxe-ul complet diferit de ce zic acum. Shoutout Asteca. Bă, cu Asteca m-am întâlnit când am cântat la Trapsodia cu Umberto, ceva concert unde au venit mai mulți artiști. Și acolo ne-am întâlnit cu el, am vorbit și acolo ne-am văzut prima oară. He show in love, I show in love. Și de atunci am vorbit, ne-am înțeles și am ajuns să colaborăm pe piesa asta pe deluxe. So, shoutout him. Și a cincea piesă cu Bacovia, Tragic, beat-ul făcut de Pârni, shoutout lor. Piesa asta a fost foarte random făcută. Am primit un beat de la Pârni la un moment dat, foarte tare, l-am ascultat, l-am luat, am făcut o piesă tare, tare rău de tot, mi-a plăcut foarte mult și mă gândeam cine să intre pe piesa asta și m-am gândit direct la Bacovia, i-am trimis piesa, i-a plăcut, s-a băgat pe ea și eu. Și erau Bacovia, și erau Pârni și cam asta a fost tot ce s-a întâmplat în procesul deluxului, sper că v-a plăcut. Deluxul mi-a venit pur și simplu varianta 100%, albumul 100% mi s-a părut incomplet, adică, bă, albumul 100% deluxe a venit pentru că albumul 100% mi s-a părut foarte bun, cel mai bun album pe care l-am făcut eu, cele mai bune piese, dar am zis că îi mai lipsea ceva și mă gândeam deluxe 100% și vin încă 5 piese în plus, alte 5 bangere pe lângă alea 10, 15 bangere, cel mai bun album. Mulțumesc tuturor cărora s-au implicat în acest proiect 100%, 100% deluxe și mulțumesc vouă că ați stat până aici să vă uitați cum am făcut 100% deluxe, 100%. Vă pup, NMU, out!